Israelul va continua să fie alături de Turcia în fața pierderilor și devastării produse de cutremur. Ministrul israelian de externe, Eli Cohen, a încheiat marți o vizită de o zi în Turcia, înainte de care a vizitat spitalul de campanie pe care armata israeliană l-a ridicat în regiunea afectată de cutremur din Turcia și a avut întrevederi separate cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul său, Mevlut Cavusoglu. În timpul întâlnirii cu președintele Erdogan, liderul turc a propus din nou ca Israelul să exporte gaze naturale în Europa prin teritoriul turc, iar ministrul de externe de la Ierusalim a răspuns că propunerea va fi din nou analizată. După ce a mulțumit Israelului pentru ajutorul umanitar pe care l-a oferit poporului turc, ministrul de externe Cavusoglu a profitat de asemenea de ocazie pentru a aborda decizia Cabinetului de Securitate de a legaliza 9 avamposturi de așezări în districtele din Iudeea și Samaria. Turcia consideră că noile construcții din cele 9 localități ar putea dăuna relației cu Israelul, mai ales că luna Ramadan se apropie. El a mai subliniat cererea Ankarei de a fi menținut status quo-ul pe Muntele Templului. Autoritatea palestiniană pregătește împreună cu membrii Consiliului de Securitate al ONU o rezoluție împotriva Israelului, în principal în legătură cu cea mai recentă decizie privind construcțiile din Iudeea și Samaria, au declarat marți oficial palestinieni și americani. Raportul vine după decizia Cabinetului de Securitate al Israelului de a autoriza 9 comunități din Iudeea și Samaria, care există de mulți ani și unele dintre ele chiar de 10 de ani. Riad Mansour, reprezentantul autorității palestiniene la ONU, a trimis luni o scrisoare membrilor Consiliului de Securitate în care condamnă decizia Cabinetului israelian și cere Consiliului să acționeze imediat pentru a trimite Israelului, cităm, un mesaj clar împotriva activității sale de colonizare. Presiunii au mai fost făcute asupra lui Netanyahu săptămâna aceasta când, într-o declarație comună a miniștrilor de externe ai Franței, Germaniei, Italiei, Regatului Unit și Statelor Unite, s-a afirmat că, cităm, acestea se opun ferm și sunt profund tulburate de anunțul guvernului israelian. Coaliția de guvernare a Israelului a amânat mai multe voturi programate pentru miercuri în plenul Knesset legate de reforma judiciară. Președintele coaliției, Ofir Katz, a spus că amânarea a venit la cererea președintelui Itzhak Herzog, care încearcă să ajungă la un compromis, dar a subliniat totuși că această amânare nu va afecta continuarea reformei judiciare. Schimbările au venit în momentul în care președintele Herzog a organizat întâlniri separate cu personalități guvernamentale și ale opoziției marți seara. Reformele judiciare propuse de guvernul Netanyahu urmăresc echilibrarea puterii între Parlament și Curtea Supremă, care are puteri superioare și poate bloca anumite legi votate de aleșii poporului. Modificările propuse ar restrânge capacitatea judecătorilor de a aplica standarde de rezonabilitate. Judecătorii nu sunt aleși prin vot popular, ci numiți printr-o procedură închisă. Schimbările propuse de guvern au adus în stradă în ultima perioadă aproximativ 90.000-130.000 de israelieni pentru a protesta împotriva planului. Papa Francisc a recunoscut că motivul vizitei sale oficiale în Republica Democrată Congo a fost pentru a aduce apropierea, afecțiunea și consolarea întregii biserici și pentru a învăța din exemplul lor de răbdare, curaj și luptă. Vizita lui Francisc în Republica Democrată Congo a venit într-un an în care țara va reveni la urne pentru a-și alege președintele după victoria lui Felix Tshisekedi din 2018. Religia este un factor important în alegerile din Congo. Mulți aveau așteptări mari de la noul lider, dar în timpul mandatului său sărăcia s-a adâncit, 64% din populație trăind cu mai puțin de 2 euro pe zi și 15 milioane de copii având nevoie de asistență umanitară urgentă, conform World Vision. Declarațiile umaniste făcute de Papa Francisc au fost primite cu scepticism atunci când a cerut țării, cităm, să facă loc unei diplomații care este autentic umană. Papa Francisc a continuat condamnând expansionismul capitalist, controlul asupra pământurilor și resurselor, dar nu a reușit să numească o soluție concretă.